nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia. Adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivenisești. Și ceea ce este de folos, tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zic și limba de avere, și rugătoare bine primite către Dumnezeu, pe care ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Chipul sablei tale cele negrăite sunt, deși potrăvile păcatelor, miluiește zidirea ta, stăpâne, și o curățește cu înturarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățeana Raiului. Bine ești cuvânt al Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cela ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea moruncii iarăși m-ai întors în pământ din care am fost luat. La cel după asemănare mă ridică cu frumusețea cea din tâi, iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvânt al Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește Dumnezeule pe roaba ta și-o așează în rai, unde cerele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc pe adormita roaba ta. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru sufletul adormitei roabelui Dumnezeu, Alexandru.
Alexandra dinpreună cu tot neamul ei cel adormit și pentru ca să-i se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul ei unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertare păcatelor ei de la Hristos împăratul. Singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna, adormite roabei tale, Alexandra, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește, Mântuitorul nostru, cu drepții pe roaba ta și o să lășluiește în curțile tale. Sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A ta este împărăția și puterea, vorbile dreptilor să o așeze. Amin. 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 Odihnă-te, Doamne, sufletului adormite, robe tale, Alexandra, tot neamul ei cel adormit, și fă, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică o rugăciune de iertare a păcatelor și pomenire pentru Alexandra când avea să împlinească 26 de ani. Au fost multe gânduri și multe întrebări în privința trecerii la Domnul. Mie mi se văd un foarte potrivit de la Sfântul Varsanufie cel Mare, Varsanufie stareț de la Optina, care spune așa: multe care se petrec în viața aceasta, Domnul le înțelege. Unele pe parcursul vieții se dezleagă și le înțelege. Altele în clipa morții iarăși le înțelege. Dar alte lucruri rămân neînțeles întotdeauna pentru noi oameni, că nu este de folos să înțelegem aceste lucruri care se întâmplă în viața aceasta. Știți prea bine că Domnul Dumnezeu pe ei avea o istorioară, o întâmplare despre judecăți lui Dumnezeu, în care logica omenească sau dreptatea omenească nu își are locul și nu este potrivită.
spunea că cineva călătorea pe calea acestei veci și i s-a lăturat un înger și pe parcursul unui acelei călătorii a ajuns la biserică și a început să dea cu pietre în biserică. A ajuns înaintea unei crâșme și a început să se închine. A ajuns în casa unui om și a omorât copilul. Și acel călător a întrebat: eu cred că tu nu ești înger, cred că ești demon după ce ai făcut tu. Și am spus: de ce? Ce se face nepotrivit? Păi după cum am văzut eu acolo, iată ăla de-a primit în casă, ne-a hrănit și i-a omorât copilul. A ajuns la biserică și a dat cu pietre întrânsă. A ajuns la crâșmă și te-a închinat. Și a spus: hai că-ți povestesc pe fiecare ce înseamnă. La biserică am rugat cu pietre pentru că acolo erau demonii care jucau, că nu se slujea întrânsă, jucau pe fereastră. La crâșmă, acolo cineva, câțiva oameni s-au hotărât, împreună cu epitropul, să facă o biserică. Și am închinat ca Dumnezeu să le ajute să ducă la bun sfârșit acel plan. Iar pruncul pe care l-am omorât, nevinovat fiind, avea să ajungă rău cândva. Avea să facă multe răutăți. Și atunci am curmat viața ca nu se ducă undeva în loc de suferință. Așa că, cred că ea a plecat la cel mai potrivit moment din viața ei, cea mai pregătită. Și cred că este, cu siguranță, este la bine și este bine și se roagă și va ajuta pe cei care au rămas necăjiți și în suferință și îngândurați. Noi spunem la rugăciunea care a lăsat Domnul Hristos, însuși gura sa cea sfântă a lăsat-o, și spunem: fie, Doamne, voia Ta, facă-se voia Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci, dacă spunem să se facă voia Sa, toate trebuie să primim ca din mâna Lui și să ne potrivim să nu cârtim. Judecăți sunt de nepătruns și de neînțeles pentru noi, pentru că mintea este limitată, este creată de Dumnezeu, nu poate pune de cuprins, nu poate înțelege tot ceea ce se dă în viața aceasta. Te rog la Bunul Dumnezeu și la Maica Domnului ca să ajung să fie la locul de odihnă și cu siguranță fiecare care se roagă pentru dânsă și pomenește, preoți în primul rând, la Sfânta Prospămintei și credincioșii care vor dușmenele, vor avea ajutor din partea ei și în mijlocire. Și așa, toate le lăsăm voia lui Dumnezeu și așa cum să primim ca din mâna Lui, să nu cârtim, să ne împotrivim, pentru că nu putem noi cu mintea noastră mărginită și neputincioasă, de multe ori și pătimașă, să privim lucruri și să le înțelegem așa cum Dumnezeu le face. O altă învățătură avem în viața Sfântului Ioan.